Ok. Cristina, lucrăm astăzi pentru Virginia. Da. Este cu noi. Da. Începe inducția. Punctele le-am citit înainte, da? Da. 5. <coughs> Patru. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Virginiei. 1, 2, 3. Da. Ok. ating, o da. identific. Da. Ea este. Cer voie să lucrăm cu ea și pentru ea. Îmi spune că da. Uh -huh. Bun. Cum deci, se prezintă, Cristina? În primul rând are tot corpul energetic cu pete de energie, închise la culoare. Un violet închis, un albastru cu striații negre, un uh, ivoriu închis, indigo, uh, ce negru, pete, pete, parcă sunt frunze căzute din diferiți copaci adunate la oaltă. Da. Și? Are în chakra corona o pâlnie, da. Adică un implant energetic sub formă unei pâlnii în fipt, da? În chakra da. corona. Iar pe torace, pe plexul solar, da. are o chestie rotundă. Este ca o hartă sau ca o țintă. Da? Imită acea chestie, semnul păcii, știi tu, Curcea cu aripile, că da, lecă, da. da. Cam așa ceva. Ca o pecete, ar fi da, să -i. Da, Mai are un lanțișor subțire, de culoare neagră, din sale mari, aici la gât. Și este legat în partea din spate de pâlnie. Da. Atât. Ok. Are, bineînțeles, energii în jurul corpului gălbui și la mâini, uh -huh. dar astea sunt produse de ea, adică este energia rezultată din propria ei dorință de vindecare, împotriva ceea ce levitează în jurul ei, știi. Uh -huh. În orice caz, mâinile, tot stresul, să știi că acolo s-a dus la acea boală. Uh -huh. Adică, asta îmi comunică partea subliminală, știi, ridică mâinile și le arată. Pentru că aici, în astral, mâinile îi arată atât de slabe ca niște crengi. Adică, parcă n ar avea învelișul normal, știi? Da. Din viața fizică. Sunt straturile acele de energie amestecată. Da. Partea Mai are... subliminală, cum e cris. adică, vede Mai are... ce ai descris tu acum, scuze. Da, bineînțeles că vede, dacă da. sunt corpul, este în față, în față, cum în față. Da. Mai are jos, în pubis și în abdomen o furcă, ca o furcă, un implant ca o furcă. Este, parcă este viu, se mișcă. Da. <sus> Și o codiță pe coccis. Mm -hmm. O codiță solzoasă, așa, cam de mm -hmm. 5 cm. Mm -hmm. Dar nu este un șarpe înăuntru, un coloana vertebrală. Mm -hmm. Este mai degrabă o energie, cum să spun, pestriță, ca pe cele de culoare de, de pe răsutul corpului energetic. Da. Și cu asta, chiar am terminat. Ok. Hai să vedem, să întrebăm partea noastră subliminală cum se simte. Exact așa cum am descris, spunea în lânțuită. Da? Da, în lănțuită spunea. În... Adică iese dintr-o situație și intră în alta, când crede și ea că este bine și să așează lucrurile, să-i vește altceva. Păi hai să începem să vedem ce putem să îndepărtăm, Cris. Ea spune că le-ar scoate pe toate. Vrea să se simtă liber. Hai și să zic, încerci. Dacă vrei să te ajuți zic, scoateți acele mănuși până la cod de energie. Zic, scoatele și uite-te din nou la mâinile tale energetice și spune în ce vezi. Spune, văd pete de lumină înăuntru lor, spune. Pete de lumină care, o lumină care nu mi-aparține. Și zic, până în prezent scoți prin intenție toate aceste pete de lumină afară. Și programul care generează ca stresul să se manifeste în acest mod pe, în corpul tău este un program, zic, nu-i așa, și spune da. Practic este a o împiedica. Uh -huh. să-și să desfăsoare activitatea, înțelegi? Uh -huh. Și cu, uh, culmea că această chestie, Cristina, alergie, a apărut acum, da? Deci da, în timpul da. când s-a decis să facă activitatea da. asta, nu avem înainte. Da. Totul este legat, uh, cum să spun, de legătura ei familială, să știi. Uh -huh. Așa, după cum am spus, deci el... Uh, are o entitate care, practic, soțul nu mai este soțul. e ăla. Hmm? Înțelegi? O entitate da. cornoasă, cornută, cu cap de vițel, hmm. cu ochii mari de sânge, tulburi. Această entitate, din câte înțeleg, ar fi vrut să o domene și pe ea, Înțeles uh -huh. să intre la ea hmm? și... Partea subliminală întotdeauna a respins o cu prețul unor lupte interminabile. Da. Și deci pur și simplu nu o vrea partea subliminală. Nu partea subliminală. A noastră, în da. Da, a nu vrea entitatea, sigur că da. Da, nu vrea entitatea. Și nici la băiețel nu poate să intre, dar la fata are. Uh -huh. Deci are ca un aspect. da. Dacă a vedea cum se transformă momentul când se ceartă, rămâi uimit. Și apoi toată energia aceea din negativă pe care o fac ei prin gesturi și cuvinte se scurge în uh, ea, în uh, acea pâlne. Pentru asta este acel implant. Aha. O să-i o să spun să-și tai acum toate legăturile. Da. Chiar, și cu, chiar și cu băiețelul că nu-l lasă neprotejat. Da, da partea lui subliminal este mai, cum să spun, mai trezită, mai uh -huh. conștient decât uh -huh. a celor Fetițe, da. Da, fetița este cea mai conștientă în afară de a mamei, bineînțeles, în familie. După da. mama Spune că da, și le tai. Uh -huh. Mi-a spus, uite bine, făi o protecție temporară. El are șase ani, merge să-i uh -huh. extindă pe ei, da? Mm -hmm. Da, odată cu protecția ei, îi dă și energie, păi, aia le... știi, da, și-a și toate legăturile, spune este un pic mai bine acum, mm -hmm. zic foarte bine acum, să scoată toate implanturile, tot ceea ce am descris, a început cu acea furcă da. din abdomen, țac, șeful furcii, da, să ce în fipt, aici. Unde? Când în, te văd. În fața noastră. Aha, aha. Păi de ce nu mă vezi? Păi văd doar vârful capului la mine să vede. Păi de ce? Așa. Este. Imagin la mine întotdeauna, Cris, se vede mai puțin decât după aceea se vede în film. Înțelegi? Nu știu, când îmi partajează ecranul, se întâmplă asta. Da, în film uh -huh. Așa. Apoi... Ap am învățat-o, știi, să o izoleze, să o înțepenească, știi, Vor da. ca implantul acela. Da. Deci, practic, are două, un semicerc, da? Și în mijloc mai are o linie, un mm -hmm. Așa. Apoi a scos, trage de acel implant, dar trage și se lungește și se lipește la loc. Și se lipește mai bine, da? Și zic, asta nu este în regulă, zic, înseamnă că ori implantul s-a format odată cu corpul tău energetic sau mai greu în jurul corpului, în jurul implantului s-a format corpul energetic, deci l-ai avut din viața intrauterină sau știu eu odată uh -huh. așa, zic, ori îl ții lipit de niște energii deja joasă vibrație pe care le ai în corpul emoțional. Deocamdată, zic, lasă-l acolo, așa, îi spun să dezbrace toată acea haină de pe etice, că nu i trebuie uh -huh. treabă cum, zic rupe-o, sfârși -o, fă-i un fermoar, tai-o, fă ceva numai două jos imediat s-a dezbrăcat dar este ca un, ca un fâș din acela de iarnă pentru copii cu totul știi da. deci a scos și de pe picioare până la urmă așa Să știi că acum a tras din nou de pâlnie da. și la distanța nu mai este așa de bine legată, era legată de costum. Da. A scos și codița. Da. Este ca un fel de implant de blocare. Da. Este ca și cum i-ar regla funcțiile feminine în popis, da. prin acel, acea codiță, acel implant. Adică era conectat cu un fir la un portal. Uh -huh. Și nu este portal din care apăr romântii, da. Uh -huh. Vorbim este... de coada, da? Da, necet... da, da. Este... E alt portal. Este... Da. Să tragă de fir, Cris, să ce cade de acolo. O reptilă. Ha. O reptilă, dar nu are formă niște, mai degrabă de crocodil. Da. Dar corpul nu este gros, este subțire. Da. Și are cornețe. De hibrid, da? Da. Toți în față aliniați. Da. Crocodilul, entitatea aia prima. Da, mantida. Mantida. Și implanturile. Stai să-și cureți corpul energetic de toate emoțiile mm -hmm. de jos, să vibrații. Deci, frica, cum să spune, este ca un al doilea corp, corp emoțional. Și programele care, degenere, da. care generează aceste frici. Care degenerează emoțiile, am vrut să spun. Da. Tot, 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 toate emoțiile. Să-și radă corpul emoțional. Și să-l umple cu lumina pe cât poate. Să îmi spune că am ieșit din groapă. Așa zice? Da. Hm. Și de ce spui lucrul ăsta? Pentru că, spune, mă simțeam ca și cum stăteam într-o groapă de întuneric, știi? Spune, ca și cum eram captiv acolo și mi se arunca câte o farmiță de mâncare, adică respectiv lumina spune. Acum, spune, văd lumina bine cu ochii mei. Și spune, și eu sunt foarte luminoasă. Nu sunt întunecată, nu sunt întunecată, așa cum îmi spune și cum îmi strecoară. Uh -huh. Și zic, acum adun toate cuvintele acelea care ți s-au spus, tot, tot, tot. Toate supărările în legătură cu asta, de pe oriunde ar fi răspândite ele. Spune, o parte au plecat cu emoțiile din corpul emoțional, spune, dar parcă au o incintă separată, spune, o piele interioară al plexului solar scoate tot afară. Chakra 7 era căpăcită prin acel implant. Acum lucrează, știi, și cum să spun, încearcă să le pună în funcțiune, să le armonizeze. Mm -hmm. Lasă-o să facă că e bine pentru ea. Da. Și ridică nivelul energetic că da, da, bine, da, tu? Da, 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 mă concentrez. Aha, bine. Spune, da, puterea, bine -a. să spună, dacă te văd. Bine, trebuie să-mi spui, da? Da, da. Bine. Acum Așa. Uh, este la o distanță cam atâta. Era prins încă în 5-6 piciorușe implantul. Acum a reușit să-l smulgă, da? <coughs> uh, erau cu rădăcinile înfipte în creierie, cum ar veni energetici. Uh -huh. um, două conexiuni în partea ei, stai suntem, față în față, în partea dreaptă, patru conexiuni în partea stânga. Da. Crezi ea aparține până asta, din planul ăsta? ființe care stă într-un portal care este în legătură cu draconianul. Mm -hmm. pare, fi un, un, pare a fi un fel de șef da. care coordonează tot ce se întâmplă în acest corp. Deci toate entitățile astea sunt în legătură. Fac, fac parte dintr-un program de blocaj. Mm -hmm. Păi să chem aici și pe ăsta dacă e șeful. A venit, are cap de vițel mm. De capră. Da. Salutare, domnul capră. Da. <laughs> Ce are are cercebel în urechi. Da. Da, de fapt are persing peste tot. Toată față. Da. Fața. da pentru că prin acest piercing, prin aceste, așa, leagă... Păr Da, da, cu cordane energetice. Adică are piercing, bănuiesc acolo unde vrea el cu tare să-i dea energie. Uh -huh. De exemplu, Petru îi dă energie, știu eu, în plex. Cu tărică da, eu, da. îi dă energie, nu știu unde, anulești, știi? Uh -huh. Cam așa cred că lucrează. Și și, și roșcovanul, zic, unde îți dă energie? Spune pretutinde, în bine energiile, spune. Le prelucrează pentru mine. Și roșcovanul este legat cu lans la de el. Numai uh -huh. că are la degetul mic. Deci are unghia foarte mare. Ascuțită. Adică roșcovanul cine-i Cris? Uh... Roșcovanul e o un... entitatea care e cu fata și cu Și soțul. cu soțul, da, la da, roșu, da. ok. Da, cel roșu, da. Uh -huh. O fac e pe, cum să spun, pe moșchiul și aici. Mm -hmm. da. Să dau puternici, da? Da. spune, Acum... că, spune că puterea, nu în moșchi, da? Se dovedește. Că spune asta celui care se va intersecta într-o zi când te duci la cumpărături și îți va da din senin un pumn în nas. Anulează. <laughs> Anulez. Deci A. chiar mă distrează, da? Da, da. S-ar putea să-l primească el, chiar acum. Și trag un în nas. <laughs> Cres. Da. Aș. Dacă ferit. vrea să ne lovim în nas. S-a ferit. Deci -a cam ferit? asta este. Cam da. asta este situația. Avem aici un, un tribunal militar, să da. spun. Dar noi sunt de data asta noi suntem jurul Da. Hai să-i luăm rând cu care începe. Și ca să nu se obosească ceilalți când te derugăm unul, da, îi spun părții subliminale, să le facă niște scaune energetice, da, dar partea unde se așează șezutul da să aibă un cordon ca să bage în priză cu energie înaltă, dacă mm -hmm. nu s-a stâmpără. Începem cu cel mare, bineînțeles. Da, cu șeful, da? Da. Da, ah, că el coordonează tot teatrul ăsta, da? da? Spune că a întrebat eu de ce, zic, atâta chem pe beată parte subliminală. Și spune că are de plătit. Uh -huh. Și zic să înțeleg că tu ești casa unde se plătește, uh -huh. casierul care încasează. Spune, eu sunt un executant. Da. Al, da. Deci, un colector de taxe, să spune. Da. Da. Zice, de fapt, asta este rolul meu, colector de taxe, da? Deci, colectez taxe de la părțile subliminale care au de plătit. Și moneda de schimb spune este energia lor. Mm -hmm. Și zic și moneda de schimb nu este numai energia lor, ci moneda de schimb este și firul vieții. Amestecat, da? Da. Deci o viață perturbată, complet. Da. Cum îl cheamă, Cris, pe entitate? Cum îl cheamă, colectorul de tax? Magno. Magnum? Magno. Magno. Da. Uh -huh. Și zic, vine de la Magnific? Da. Și spune, nu, vine de la Magma, dacă te interesează. Deci, stă în uh, interiorul planetelor? Vulcan. Din vulcan? Da, din, din vulcan vin. Uh -huh. Spune că sunt o rasă străveche, da? Da. Iar această parte subliminală nu trebuia să se afle acum aici, în prezent. Trebuia să stea la locurile lui de, de, lor de sclavi, acolo unde erau. Pe vulcan era sclavă? Nu. În, în, în vulcan. În vulcan, pardon. Da. Uh -huh. Și ce a făcut partea subliminală? A fugit? S-au răsculat. Uh -huh. Deci s-au răsculat părțile subliminale care erau scla în sclavie. Da. Și ce s-a întâmplat? O parte au fugit. Așa. O parte s-au ascuns. Da. Spune, dar i-au depistat pe toți. Aha, i-au prins și au trimis pe aici, prin diverse locuri. E, o vreme au stat în niveluri cu mine, nu spune. La o. răcoare. Mm. Și zic, păi, ce are de-a face, zic, vulcanul care este un loc super fierbinte de curăcoare, spune la suprafață, spune. La câteva sute de mii de kilometri în jos, spune, nu mai este. A, zic, să înțeleg că aveți o bază. Da. Și zice, da, zic, pe unde? Spunea nici chiar așa. Zic, da, și conștient că eu pot să citesc informația. n că tot, tocmai am blocat. Și zic, n că tocmai deblochez. Uh -huh. Și zic, da, că trimite-o informația unde trebuie de asta, de baza voastră. Uite acum uh -huh. o trimit. Și zic, în niciun caz, nu încerca să te lipești de câmpul asta informațional, că n-ajungi tu. Deci Christ sunt o rasă veche ăsta, da, mag, da. da. Dar ce fel? Adică rasă din ce ce specie? Draconien. Draconien, da? Al Alfa draconien, da. Uh -huh. Spune că el este un reprezentant pur a ceea ce a însemnat rasa dracu odată. Să ne uităm bine la el, că așa arătau. Uh -huh. Adică cu alte cuvinte cât este de frumos, știi? Da, de aia descrie el, Cris, cât e de frumos. Deci are în jur de 5 metri înălțime. E. Așa. Este, are forma trunchiului, a corpului, este uman, numai care copite și coadă, știi? Da. Iar fața, capul, Gâtul este moșculos cu mușchi așa împletiți, brațele la fel. Are unghii oricum gheare. Da. Unghii și gheare, adică. Uh -huh. Degetele sunt uh, ca de om, da? Da. Mai cinci că, degete? Da, are cinci degete, dar sunt uh, curbate mult uh -huh. și uh, gheruitoare. Uh -huh. Așa, iar... Uh, Capul, mai degrabă, este ceva între om și vițel. Uh -huh. Are coarne aici, da. în frunte așa mici, două, da. așa, exact aici, pe oasele astea, da. la frunte, da? Și mai are încă o pereche de coarne, care sunt undeva din vârful capului. Uh -huh. Astea sunt răsucite, deci întâi se culcă pe spate, apoi se răsucesc. Uh -huh. Și sunt segmentate, făcute din segmente cornoase. Uh -huh. Și ce am spus, mult persing. Da. Cris, ce caută el, ei, rasa asta pe Terra, în planul cât sunt? Uh, N-au un loc al lor? Unde să stea în locul lor, în planeta lor, să-și vadă de treburile lor? Spune că Asta pe o planetă, zilele de azi, în timpurile uh -huh. din care vorbim, este o prostie, spune. Uh -huh. Rasele evoluate, cum a fost alui lui, și-au părăsit de mult planetele, spune. Uh -huh. Planeta este un loc fix în care nu te dezvolți, spune. Uh -huh. Trebuie să mai ai și grijă de ea. Da. Și, și cum s-au dezvoltat ei migrând? În ce sens s-au dezvoltat? Tehnologic. Tehnologic. Uh -huh. Da. Spune mai furi, mai afli, mai faci un schimb. Uh -huh. Asta face legile astea care ei le practică, fac parte din creație? Sunt legile creației originale Nu, ei, ei nu trăiesc după legile creației acelea, spune. Uh -huh. După legile cui trăiesc cine, cele, cine îi guvernează ca legi? Cadu. ce asta? Învățătorul suprem. Uh -huh. Lucifer. Da. Ok. Așa, și acum se găsește pe aici prin sfera energetică a părții noastre subliminale. De când s-au revoltat, de atunci stă cu partea noastră? E, oare, cum spunea. Așa. A, este într-un într program comun cu alte entități? Da. Uh -huh. spune că el face datele programului, el face negoți, schimburi face. Uh -huh. adică acceptă mantida, par exemplu pe patru vieți da? îndepărtează așa, îl aduce pe celălalt și are grijă să plătească partea parte subliminală fiecare greșeală din, care, din fiecare viață, oricât de mică și uh, neimportantă ar părea au scris, dar de el cine are grijă să plătească greșelile? Cadu. Cadu are? Da. Deci el plătește? A plătit la viața lui greșeli? El, ei nu fac greșeli. Nu? Sunt perfecți? Da, da, ei nu fac greșeli pentru că nu au corp emoțional. Corpul emoțional, emoția te face să greșești. Uh -huh. Atâta timp cât tu vezi în afară totul la rece și acționezi după programe bine stabilite, spune nu, nu faci greșeli. Ba eu, uite, eu de exemplu văd o foarte mare greșeală faptul că ține părți subliminale uh, în sclavie și le are grijă să le facă să plătească pentru lucruri pe care părțile subliminale, greșel să zicem în ghilimele, le fac sub influența date tot de ei. Da? Deci ghidate tot de ei să facă greșelile astea. Deci punctul tău de vedere spune nu le interesează. Mm -hmm. Și, în, în general, alte puncte de vedere nu îl interesează. Aici este un program, este un contract pe de, durată destul de lungă mm -hmm. și din trecut încoace spune și de la viața asta încolo spune mm -hmm. este o eroare pe care a făcut-o partea subliminală și trebuie să o. Singura eroare un... pe care cred eu că a făcut-o partea subliminală a fost că din vari motive, da, legate de însușirile părților subliminale, adică bunătate, iubire sau așa, s-a lăsat interferată de un cine știe ce mai muțoi, ca și el, pe traseul părții subliminale. Asta găsesc eu, singura eroare. Spune și ca de obicei nu îl interesează mm -hmm. punctul tău de vedere. O să dar vedem dacă interesează partea subliminală, punctul meu de vedere. Și adaugă că partea subliminală în viața asta, corpul părții subliminale, trebuia să fie un vehicul depășit pe tera pentru el. Mm -hmm. Și din nou nu și-a onorat mm -hmm. obligația și spune în acest mod a avut grijă să o căpăcească. Da, cu frumosul roșu care căpăcește pe soț și fică, da? Da. Hai să vedem noi dacă partea subliminală, ce părere are și dacă partea subliminală mai vrea să stea cu el în contract, indiferent ce contract ar fost. Partea subliminală nu vrea să stea cu el, dar s-a umplut de frici în legătură cu soț și fică, da? Uh -huh. Adică zice că dacă s-ar dezlega complet de el să nu le facă lor rău. Pentru că deja i-a strecurat ideea că îi va ucide uh -huh. pe ceilalți doi, înțelegi? Uh -huh. Și mai mult decât atât îi spune că îi va ucide de față cu ea. Uh -huh. Ca să perceapă că el a foști adică uh -huh. o amenință, da? Uh -huh. Bun, pentru amenințarea asta avem o serie de costume de toamnă iarnă. Așa? Da. Iau un costum cu meraș cu tot și el împrumă părții subliminale. Da. Acest costum are forma unei salopete cu picioare și mănuși și glugă, da? da. <coughs> 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 Mi Mie să nu însufli cu energie. I-am băgat vată în nas. Uh -huh. Vată de sticlă, nu vată obișnuită. Da, nu? și în gura voi trebuie bă, băgată. Un pumn, un sul. Așa. Da. Nu că nu mai poate să vorbească, lasă. Am îmbrăcat partea subliminală pe amenințător, uh -huh. așa. I-am spus, strânge-l de șiret un pic și agăță-l de undeva. Da. Ca, pe o, ca pe un balon, ca pe un sac de box. Uh -huh. Acele la sala de sport cu fața afară, așa. Uh -huh. Să se curețe de frici, iarăși. Uhum. Să vadă unde este rădăcina acestei frici și programul care a generat-o Sau dacă sunt programe, mai multe Sau dacă sunt subpuncte a unui program rămase în corpul ei mental Vreau să spun că sunt toate trei variantele, da? Uhum. Așa le-a scos la ars Zic orice mai depistezi pe acolo că nu este benefic, scoate și arde Cris, hai Acum... să-i arătăm părții subliminale dacă a scăpat de frici, după ce scapă de frici, da. se i arătăm cât de puternică poate fi, adică este partea subliminală, dacă conștientizează că toate aceste arătări din fața ei ă, sunt în sfera ei energetică și n-au practic nicio putere, atâta timp cât ea nu le dă. Deci ea este conștientă, drept dovadă că a îmbrăcat entitatea uh -huh. în cel cost. Uh -huh. energetic pe care i-l am împrumutat. Dar, deci, se teme pentru cei dragi. Am înțeles. Și, și din nou, îi spun toate cordoanele care le-a generat prin asta, că uite, na, iar s-a da. legat să le taie, pentru că pe acolo el se întoarce și acționează din părțile alea ea, prin uh -huh. acele cordoane. Ceea ce trebuie să facem, așa, o să pun o întrebare. Da. De exemplu, în viața asta ce are de plătit, da? Ce s-a întâmplat în viața precedentă, încât fica și soțul s-au întors împotriva ei și îi, toarnă, îi turnau acele energii în ea și se poartă în acest mod. Evident este că nu sunt ei, ci sunt aspectul și respectiv demoniacul care intră, mobilează mm -hmm. acele corpuri, mm -hmm. da? Mm -hmm. Pe lângă partea subliminală, da? Mm -hmm. Dar ce anume. Cum au putut pune în practică acest scenariu? Da, Ce s- a, a fost cu acordul în... ei, da? A da. Ce s-a întâmplat în viața precedentă, da? Mm -hmm. Deci, în... să o întreb dacă îmi poate arăta. Da. Spune că are fleșuri vagi mm -hmm. și parcă ar fi acțiunile inverse, adică. Uh -huh. Adică are acum un flash unde e viața mai înaintată, altul unde este mai înapoi, și ca și cum n-ar putea să le asambleze. Uh -huh. Și zic, ui, nu e nimic. Când flashul care îl consider tu cel mai elegant, zic, acolo o să mergem. Și zic, da, mai bine nu mergem, mai bine îl punem pe televizor. Da. Facem un televizor imens aici, cât, cât un perete și. Tu mi-arăți acțiunea acolo, da? Sunt uh, trei frați, mm -hmm. trei băieți mm -hmm. de vârste diferite. Da. Obră obrăznicuți, cum ar veni, știi? Mm -hmm. e, fratele cel mai mare este soțul din viața asta. Da. Fratele mijlociu este fica. Fratele cel mai mic este băiețelul ei, da? Mm -hmm. Ea este mamă. Da. Tată este soacra. Așa. Ea s-a căsătorit de vreme, da? Da. E și tot acolo, în Banu, în Scoția. Da. S-a căsătorit de vreme forțată de familie, da? Era uh -huh. dintr-o familie uh, mai condiție socială mai modestă, da? Uh -huh. Și... dar era foarte frumoasă. Da. Și... s-a căsătorit cu el bătrân. Da. El bătrân mai avusese soția, avea copii mari, din uh, prima căsnicie, mai mult mai mari ca ea, na? Uh -huh. Așa, deci, abia dacă din nepoți erau de să cu ea. Uh -huh. Și... Pe eu o dezgust această căsnicie. Deci a mers, a mers cu... Ah, ce m-am speriat! scuzi adică, De deci, ce scuzi la mine sună. Știu, da. Mm. Cris, te aduc eu. Te reîncet. Să-l să încheie să nu mai sună. Uh -huh. Nu te ridica brusc din... Of. Stai încet, vrei să te modulezi eu? Oh. Mm? Ah. Da. Nu știu, nu mai cum număr cu multe cifre. Mm -hmm. În fine în să Asta vreau să fac. Îmi cer scuze că, na. Asta este. Întâmpl... Deci mie nu-mi sună telefonul, dar uite da. așa e aduce. Da. Păi nenea... Nenea, cum îl cheamă? Magnu. Am făcut un salt, știi cum? Mm. am intrat în... M-am scurs prin inima energetică. Da, am intrat așa de repede, de încât am tremurat toată. Da, știu cum e, că am... știi că am avut și o experiență de asta. Oh, închis? Tu... Intru, da. Intru Bine. înapoi capete. Da. Te bag eu, da? Te ajut. Da. Îmi zici când. Da. Acum? Asta un pic. Da, îmi spui tu Sunt că... gata. Număr 3, 2, 1. Da. Ok. 3. Acum număr de la 1 la 3 iar tu, Cristina, intri în scenă de unde ești. 1 2 3 Am prins un vagabond astral. Așa. Deci am prins un vagabond astral, nu o entitate. Da. Cum deci e asta? venind... Un suflet care are A. spiritul foarte departe de el. E pierdut. Și e pierdut, nu știe uh -huh. ce e cu el. Uh -huh. Hai să-l îndrumăm, în să-și apropie spiritul și să. Deci, nu stă să comunice cu mine. S-ar speriat. Mm. Hai să-i transmitem informații de la noi. Da. În dacă le poate primi. Chiam cheamă Gelodin. Mm. Înseamnă că a avut um, tangențe cu lumea roznacă. Da, da, că nu mi rusesc. Da. Așa. A primit informații? Da. Primește? Da, primește. Okay. -a... Și a făcut o formă umană acum. Da. Se dezmeticește un pic? Da, primește informația. Mm -hmm. Bun. Lasă-l într-un. să-și deschidă un portal da, de vibrație da. înaltă cu informația toată în brațe, să o citească, să o despice. Da. Când am intrat, în trecut. Mm -hmm. venind spre portalul nostru. Da. Nu am ieșit direct. Da. Am uh, luat-o pe cotite, știu eu de ce. Așa, știu și eu. Fața, uh -huh. Aveam fața de vacă în față, știi cum uh -huh. Exact. Deci când m-am uitat în urmă, era puști cum cu alte Aha. cuvinte, strec la, da. prin interfața aia și. Na. Da. Bun. Acum ia să luăm la întrebări ce se întâmplă. Da. Deci am fost întrerupte și la tine a existat o încercare. Uh -huh. Spune că entitatea mare zice că noi ne jucăm cu ei. Mi-am mm. spus că nu am venit. Încă nu. Să ne... da. Nu am venit să ne jucăm. Și suntem cu treburi serioase. Da. Ce mai zice acum? Nu mai zice nimic și noi o să continuăm. Da acțiunea, da? Da, da. Deci rămăsesem la viața precedentă, precedentă da? Da, că s-a căsătorit fără să vrea. Da, așa. Și, -și deci, odia da. acea persoană. Da. Fiecare atingere, știi, conjugală, vorbim, mm -hmm. mi se părea un supliciu, știi? Mm -hmm. Totuși, na, trebuie să-i fac moștenitor, știi? Mm -hmm. Și fie, fiecare sarcină a fost un supliciu. Da. Uh, pentru că se gândea că termină sfăcuți unul după altul. Copii. Moș, moș, da. Prolific. Da. Îl ținea, mm. păi, el era prolific. Entitatea da, știu, știu. Ținea. Este conectată și cu ea, nu avea grijă. Este un întreg soi îndrăcit prin entitatea asta. Mm. Numai părinții din viața asta n-au legătură, înțelegi, cu partea da. Dar deci ea, ea a aprins. Da, nu, că și ea era. Da. da. Soțul ăla, cine, ai, ai zis cine era soțul de acolo? Sacra. soacra. Soacra, soacra, sacra, așa. da. Așa. Deci ea, practic, a intrat după, de atunci din viața aia, s-a regăsit din nou cu Aripasta, cu soțul da. și asta. Da. Mm -hmm. Până la urmă face ce face, din dezgust, din nervi, din disperare, da. pentru că nu mai putea? Este violată în mod repetat, mm -hmm. să spunem. Așa, nu mai descriu că nu are niciun rost da. o picăm în altă extremă. Până la urmă, ea l-o trăvește. Mm -hmm. L-o trăvește și în momentul când când moare, da. așa este tânără încă, da? Are în mm -hmm. jur de 30-32 de ani, dacă s-a da. murit de 2000, de da, da. dar când îi toarnă ultima doză de o travă, că îl o travește treptat în ceai, da. deci copilul mijlociu vede. Da. A văzut că i-a turnat ceva, știi? Mm. Și se duce spre mamă și smulge este o fiolină, o sticluță, mm. așa știi, o smulge din mână și o, o miroase și cade la pământ când mm -hmm. o miroase. Ce era? Arsenic? Nu. Mm -hmm. Deci, uh, poartă semnătura unei o trave de aduse din plante din India. Mm -hmm. Mi-a găsit o metodă să o cumpere. Da. De undeva. Ok. Așa. Ca de jos, copilul mijlociu. Să se spune de unde a găsit-o. Mm -hmm. I-a dat-o pastorul. A, trebuie și aici să avem de-a face cu dește. Pastorul este tatăl copilului mic. Uh -huh. Am deci a, avea relații. Cu pastorul. Și s-a văitat la amant. Da, da, Nu mai poate, că nu mai suportă și el le-a făcut rost, da, știi? Da. Copilul mijlociu știe și anumite... Am văzut anumite mișcări. mhm uh -huh. Adea era mai atent la ce se întâmplă. Trec ani, uh -huh. dar vreau să spun că ea în tot timpul ăsta, când a fost soție, uh -huh. a fost tot timpul uh, jignită pentru originea socială de el și nenumăratele lui mătuși, uh -huh. care ar fi fost fericite ca de deci ce el a dat ce a avut de dat la cei mari, da? Da. Practic, avere. Cei mari aveau deja Copiii nu mai așteptau să spunem uh -huh. să spun, Ipotetic vorbind, dar ei țineau o legătură cu mătușile, știi? Și uh -huh. mătușile, cum să spune, erau un fel de servitoare pentru toți în acea casă. Uh -huh. Ele mai mult stăteau la ei, patru mătușare. Uh -huh. Mai mult stăteau la ei. Uh -huh. la el veneau în vizită, mâncau, le slugărea. Da. Ia. Da. Și Până la urmă, trec ani, mm. ea îmbătrânește, nu se recăsătorește, își continuă legătura ilegitimă cu pastorul, mm -hmm. se mai naște o fetiță din această legătură ilegitimă, dar ea își maschează mm -hmm. sarcina, se strânge și fetița este dată spre înfiat la o familie, știi? Mm -hmm. Așa. Dar, Așa. Bun. Copiii cresc. Se măresc. Cel mic întotdeauna judecă mama. Da. Îi dă în secret câteva replici despre ceea ce se întâmplat tot timpul. Uh -huh. O condamnă de moartea tatălui. Spune așa. Bun, rău. Deci tu l-ai uh -huh. făcut ce ai făcut. Spune mă vei favoriza pe mine când vei face moștenirea spune, altfel o să spun tot. Uh -huh. Ajunge cunoaște o repete istoria tatălui. Cunoaște uh -huh. o fată mult mai tânără. deci el are în jur de 47 50 de ani cam așa, și cunoaște o fată de 20 de ani. Uh -huh. O fată e vlavioasă, cu minte, modestă, drăguță, liniștită, cu toate calitățile posibile crescută și de o familie de uh, oameni cu poziție socială bună, da? Uh -huh. uh, se duce o cere, părinții sunt uh, onorați de asemenea alianță, da? Uh -huh. Cine este fata asta? Este uh -huh. fetița din legătura ilegitimă a mamei cu pastor. Se consanguinezează -con prin... Ah, asta. care era despre deci, adopție. da. Hmm. da. Până la urmă, în, în momentul când i își dă seama, după un semn în formă de fagure, aici pe mână, știi, își dă seama că este acea fetiță, face un șoc, știi? Da. Deci un fel de blocaj. Da. Rămâne mută, până la urmă decedează. Da. Practic, în momentul când face șocul, rămâne multă partea subliminală nu mai stă înăuntru. Stă undeva agățată, speriată, știi? Da. Este lovită mereu un astral de acei demoni, știi? Parcă sunt mult bucăți din ea, știi? Mușcă. Da. Da. Mușcă. din partea subliminală și pleacă cu fâșii întregi, știi? Da. Ca și cum sufletul ăsta este pierdut și damnat, da? Da, da. Bun. Uh, închide ochii. Decidează, pleacă din experiența da. asta. Ei se pun pe răboș toate faptele ei. Ei uh -huh. se reproșează. Uh -huh. Ai făcut, ai dres, ai avut legături legitime, n-ai spus, copiii te sau căsătorit în ei și așa mai departe. Și spune, îți trebuie vieți în care tu să reglezi uh -huh. aceste lucruri. Spune, în viața următoare tu vei fi sub dominația acelui om. Uh -huh. Așa pe care l-ai ucis sau a urmașilor lui, care ar fi trebuit să-i aibă, spune. Da. Așa și trimite pe prin soț. Nu este, uh -huh. nu are și ea aport la crearea soțului, știi? Da. Iar în viața asta, deci, eu am văzut clar de când îmi făceai numărătoarea că soacra, deci, în momentul când fata era bebeluș, da. deci, rupe scame de la o șosetă de-a soțului, da? da? Și bagă acele scame în partea dreaptă, sub, urepe, sub ureche, sub căciulița copilului uh -huh. și bolborosește ceva. Uh -huh. Mai târziu, iar așa, am văzut un flash, când face, parcă face origami, știi, flori de hârtie. Da. Dintr-o chestie, deci o, o hârtie, nu știu, factură, ceva luat de la ei, practic, da. nu știu, prin intermediul uh, ceva care le aparține casei lor, cum ar veni, da? da? Îndoia acele flori și între ele presară ceva ca cenușa și în mijloc și iar bolborosește și dă foc. Cineva mm. a învățat-o să facă lucrurile da, astea. Da. Nu o iubește pe ea. Mm -hmm. Nu prea o iubește și nu prea a vrut-o. Și dă seama cu ce au venit din viața anterioară. Da. Cu ce impact puternic, da? da Bun. Energetic vorbind, aceste părți subliminale seamănă cadene între ele. Uh -huh. uh, Mi să nu fie toate acele suflete care au evadat prinse, știi, uh -huh. într-o într karmă atât de nebenefică, da? Da. Cristi, să vedem, uh, partea noastră subliminală a înțeles că ceea ce din viața trecută, ce i s-a dat în viața asta, deci legăturile karmatice și astea sunt făcute de entități, știe acum lucrurile astea și că. Știe, dar parcă își creează de vinovăție că n-a făcut alegerea corectă. Adică consideră că ar fi putut ori să refuze căsnicia în sine și să se călugărească. Avea. Uh -huh. Avea, avea făcut, în gând. Da, da. Putea păi, să da, 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 Cris, dar vede, din punct de vedere energetic, că nu ea a făcut alegerea? N-a făcut-o liber? Spunea și a fost determinată? Și, și totuși, atunci nu trebuia să se lese pradă caracterului ei și să-și otrăvească soțul. Mm -hmm. Spunea, putea să fugă, putea să plece. Erau în, în variante și mm -hmm. totuși spune. Deci ne pierdem legătura cu sinele nostru de vin și, spune, facem o sumedenie de alegeri pripite, proaste, care mai târziu generează în karma cumplite. Uh -huh. Și spune că este conștientă că asta este o karmă, karmă de lungă durată, da? Uh -huh. Și că întotdeauna va exista... Mod N motive ca să genereze da, o și victimă, să regenereze. O victimă și N călăi, da? Da. da. Așa. Spune că ceea ce vrea să facă este să afli, să afle cum a fost, cum a căzut, spune, în acea mm -hmm. groapă. Și vezi când mi-a spus că simte că s-a ridicat din groapă, mm -hmm. înseamnă că ei acolo mai au un aspect aceste mm -hmm. liminale. Deci ca o marjă de siguranță mm -hmm. lor a oprit un aspect. Și ceea ce a fugit a fost grosul părții da. la fiecare, da? Dar aspectul a rămas acolo, și cum să spun, întotdeauna s-au putut reconecta folosidei ei într-un mod sau altul și au putut implica în carme, da? Da. Pe toți. Că de a spus Nenea da. Cap de vițel că i-a toți, i-a recuperat. Da? Da. Cei care s-au răzvrătit. Ei s-au prăbușit în acel vulcan, în da. apropierea lui, de fapt, trebuia. Știi? Da. Dar uh, entitățile din vulcan au avut grijă să creeze o traiectorie propice ca ei să cadă chiar acolo, înăuntru. De la deviat. <coughs> Da. traiectoria. Da. Bine că traiectoria a fost deviată de când au trecut pe Razan, pe lângă Pământ. Uh -huh. Spune că ei căutau păr subliminale. Era un practic, să spunem așa, în zbor de recunoaștere, da? Mhm. Mm Câți erau, Cris? 18. C Era erau 18 pe păr subliminale? Da, și doi capitani, conducători, 20 pe total. În ce construcție vehicul? Este foarte complicată, deci partea de jos seamănă cu două avioane suprapuse unul peste altul, da? Mm. Este dintr-un fuzelaj viu. Mm. Adică este o formă de materie um, între ceva, între materie și energie. Se mișcă. Da. Adică se poate modifica. are are schițat forma asta a doua, mm -hmm. iar partea de sus este toată transparentă. Este energetică, da? Da. Deci este un vehicul energetic? Da, semi, mix semi, mix. Da. Și de unde au plecat? Pluto. Așa. Spun de pe marele Pluto au plecat. Da. Și acolo, deci venise, au plecat să caute niște păr subliminale? Da, pentru că acele păr subliminale erau Cruciale, să spunem, pentru Planeta lor. Uh -huh. Adică, cândva, 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 acum 35.000 de ani, uh -huh. câteva persoane luminate, savanți, cum ar veni, da. au vrut să meargă la un congres. Uh -huh. O întâlnire. Da. Actor a câtorva rase benefice, da? Nu. Am auzit Malanga spune că nu sunt rase benefice. <laughs> nu știu de unde am prins asta. Eh. Da. Așa. Poate că n-a vrut să spună că sunt și, apoi a recunoscut că sunt și rase benefice, da. da? da. Deci el a vrut să schițeze să fim conștienți de cele nebenefice. Mm -hmm. Pentru că și-a dat seama că nu toată lumea se conectează unde trebuie. Da, da. da. Că unii așa care se mai cred că au. Sunt unii mai mulți. Rotări, da. Ai, da? Cei mai mulți. Da? S vor încerca să-i conecteze pe cei benefici. Mm -hmm. Că așa e învățat uh, omul, da? da Ca da, să da, ceară da. ajutor în afară. Da, da, da. Nu da. lucrezi el să elibereze. eliberezi și-ar la alții. Uh -huh. Așa, deci au plecat să caute acești savanți care s-au pierdut. Da. Și au căzut ei în uh, vulcan. Deci, ultimul lucru pe care și-l aduce aminte înainte să cadă a fost un fulger, dar un fulger uriaș, spune. Uh -huh. Era cum, ca și cum uh, fiecare celula navei și fiecare celulă lor s-ar fi electrico-cuantificat. Aș. Hai să ne uităm de unde venea fulgerul, Chris. Din afară, n-avei să De la Tata Pum. Iar de Tata Pum? Nu, zic eu. De la Domnul Zeus cu Tridentul. Dar vezi tu că tridentul știi ce reprezintă? Da. Furca. Da. Furca arhonilor. Deci da. distribuie. Da. Pentru că tridentul în sine are o coadă care se lungește până în nivelul lor. Da. În nivelul lor, că ei nu stau într-un nivel, au o interfață făcută. Da. Da. Ok. Ce vrea, deci de pe planetă, de pe Pluto, Pluto atunci era o planetă benefică, nu fusese, când a plecat partea noastră subliminală? Era, nu fusese. Încă, era încă o planetă vie. Uh -huh. Nu fusese distrusă și plină de entități și transformată și făcută. Da. Ok. Și pe Pluto mergem, hai înainte de a pleca... Să vedem un pic ce vedem. Era o civilizație? Cum era? Umanoizi? Aveau un nume? Da, umanoizi erau, da. Așa? Aveau un nume? Nenco. co? Da. Și cum erau organizații? În grupuri, în. Deci este o societate destul de bine structurată, da? Da. Văd familii, să știi că și ei au familii. Da. Dar, uite, copiii nu sunt crescuți în familii. Uh -huh. Adică sunt crescuți până la vârsta de trei ani, da? Uh -huh. Apoi sunt luați într-un fel de grădiniță. Părinții vă dau contacte cu ei, pot lua acasă, dar nu trebuie să le întrerupă programul prea mult. Pentru că ei sunt... Deci este foarte bine stabilită ordinea, da? Uh -huh. Un program educațional. Da, da. Foarte bine stabilit. Da. Așa. Uh... Cris deci, ce lucra? Adică avea o, ce lucra? Ce făcea? Deci, Pentru de ce, ce a fost format, da? Da. Călătorie interspațiale. Da. Misiuni de recunoaștere, să spunem, mm -hmm. da? Și de ce au luat hotărârea să trimită acest grup de 18 plus 2 să caute acele părți subliminale? Nu este primul echipaj care a plecat și nu este primul echipaj care a căzut. Uh -huh. deci trebuiau recuperații uh -huh. aveau niște coduri matriciale da? Da. care mai târziu i-au stors pe savan și le-au aflat și au distrus În nivelurile 2, 3 până la 4,5 ale planetei Pluto da, adică au anihilat viața pe aceste niveluri uh -huh. pe Pluto, da? Uh -huh. Și atunci plutonii ne au hotărât să emigreze în alte părți. Uh -huh. După lovitura asta. Deci au plecat în alte părți. Lovitura a avut loc după, după ce a plecat asta 18 plus 2, da. părți primiare, da? da? În da. urma plecărilor. Da. Păi, Cris, hai să găsească partea sub... Ne mai uităm doar dacă din aceste 18 plus 2 părți subliminale, vreuna face parte din ce implicați, părțile subliminale implicate în acest program karmatic care l-am descris viața trecută, viața asta. Toți 18. Da? Sunt implicații da. În, acest, în această karmă. Lipsesc, așa zis și capitani uh -huh. din karma asta. În rest da. toți sunt. Ok. Deci... Hai să te... A, îi văd undeva într-o lume de pietroasă, de piatră, plină de golemi, golemi și ah. părți subliminale, părți subliminale și golemi. Îmi vine informația că e o parte din Marte, da. o porțiune. Da. Acum sunt acolo sau au fost nu. duși toți? Acum. Acum sunt acolo? Hm? Da. Bine, hai să găsească să găsească partea subliminală un, mo un moment în care să declare dacă vrea să, ce vrea să facă. Deci, ea, partea subliminală spune să ne întoarcem acum în prezent. Da. Ne am întors în prezent. Da. Trebuie să ne restabilim. Și spune că anulează toate consecințele negative ale acestei carme, da? Da. Nu poate să nu plece în misiune, spune, sunt prea multe lucruri implicate care noi nu le știm. Pentru că până să ajungă în curcătura asta s-au făcut acțiuni pozitive uh -huh. pentru populație atunci. Deci cred că s-au găsit uh, planete, planete surogat. Uh -huh. înțelegi, pentru populație. Dacă n-ar uh -huh. fi... Dacă n-ar pleca ei în misiune, nu s-ar găsi acele planete da, surogat. Da. Dacă nu s-ar găsi acele planete surogat, toate, mai toate părțile subliminale ar fi captive, știi? Uh -huh. Așa. Atunci, deci, anulează ceea ce poate din linia temporală, da? Uh -huh. Tot ceea ce este negativ pentru ea, da. propriu, ca partea subliminală, da? da? Toate consecințele nefericite ale carmelor. Spune uh -huh. că vrea să experimenteze liber, fără amestecul vreun entităților de vibrație joasă, da? Uh -huh. Și că nu se simte ca făcând parte din niciun program al lor, da? da. Și că arde toate matrițele și le, le sparge, le fărâmă copiile, oglindile lor din orice timp, spațiu sau loc, da? Uh -huh. de, de pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor că toate matricele scrise eronat, care i-au fost uh, înlocuite și deci le, le arde și pune în loc codurile ei originare ca ființă. Uh -huh. Și spune că în acest mod poate partea ei subliminală înțelege că nu poți să modifici până la creație cu cere ea, da? Da. Pentru că sunt părți și evenimente care s-au. Deci poți să modifici, dar pentru tine. Da. da. Să nu ai reminiscențe, energie, amintiri și așa mai departe. Uh -huh. Dar nu poți să modifici până la creație. Pentru că creația a avut loc, să spunem, gradual, da? Uh -huh. Sunt părți care poate nu ni se pare că nu sunt favorabile, nu? dar care au generat evenimente favorabile. Uh -huh. Așa că nu se poate anula tot. Deci noi facem ceea ce partea subliminală, da. cum evaluează, după cum evaluează partea subliminală situația, da? Da. Oh. Și spune că a adunat amprentele energetice a tuturor urăciunilor astea, da? Mhm. Uh -huh. Că transmite informația soțului și fiicei. Da? Da. Asta a fost o karmă falsă. Ei s-au mai chinuit în mai multe vieți. Da, așa, da. știi. Uh -huh. Deci am vrut să descriu una ca să, ca să vedem ce creier artificial bolnav poate să genereze astfel de situații. Uh -huh. Și acum spuneți-mi și mie, da? Dacă o parte subliminală alege, da, alege ea, da? să fie încarnată în învețe astea, ce vede dintr-o viață ce cu ce beneficiu se alege dacă o trăvești, este adulteră, da? da. Dacă în viața următoare plătește aceste energii fără să fi creat ea situațiile. Da. Unde este învățătura? De ce, este De ce, trebuie, să te înveți cu durerea? Unde scrie? Unde scrie? În cartea creație că trebuie să existe durere și noi trebuie să trecem prin ea. Toți asta care, toți care susțineți aceste aberații, că vine partea subliminală aici da? și se încarnează că vrea ea. Dați arhonii deoparte, na arhonul e arhonul. Băgați-vă mințile în cap și treziți-vă complet oameni buni. Îmi cer scuze. Nu mai. citesc. Citesc. Da, odată laie, odată bălaie, mă scuzați, da? da? Odată vrem să ne încarnăm, odată nu vrem să ne încarnăm. Să fie clar că aici e pușcăria Universului, da? Unde te desparte de conștiința ta, unde toate. Și deci... unde ne bagă numai în suferințe, da? carme de suferințe. Da. De ce? Pentru că sunt programele lor și au nevoie de acest tip de energie, da? Clar. Absolut. De aici. Și areși... nu le dă voie să fim bine, de, de a produce, de a ne manifesta iubirea ceea ce suntem noi, pentru că le scăpăm, zburăm. De asta ei, nu le voie. Ei ne lasă să ne simțim bine numai ca să ne creăm uh, atașamente. Atât. Da, să vă vină clar. Da. Pentru noi, pe da. Sau ne mai dă câte o viață de regenerare, da. că nu da. mai au ce stoarce din da. noi. Da? Absolut. Când ne dă Absolut. câte o viață mai liniștită. Da. Cum suntem bateriile, bateria nu mai are nimic, energie e pe moarte, și atunci o pune nițel la un redresor, da, într-o viață da. de asta. Ca da. să poată, după aia, iar să genereze, iar să genereze. Așa Ce? că cine susține asta, da, este ori în legătură cu entitățile, ori cu arhoni. Da. Ori deci chiar... e, au scris, ori e într-o eroare totală, da? Nu a înțeles da. nimic. Da. Bine. Deci, Cristina. Da. Partea subliminală acum. Mai are ceva de curățat? Da. Hai să facem. Mai are de curățat uh, corpul emoțional. Hm? Este o persoană emotivă, empată, caracterul ei, sufletul ei social pe această viață, înțelegi? Uh -huh. Nu așa ar fi vrut să decurgă viața. Deci a pășit în căsnicea în legătura asta cu încredere, da? Da. Cu, cu speranță, cu iubire, să fie o legătură frumoasă și a văzut toate visele năruite, s-a chinuit să plece în altă țară, da? Să se realizeze acolo. S-a văzut blocată, da? Sub papu cum ar veni, da? Uh -huh. vrea, să se, vrea să se dezvolte, vrea să creeze, Sigur. vrea să facă și Sigur. nu poate pentru că, uite, o blochează. Da. Spune, de azi înainte nu mai accept niciun blocaj, de la nicio ființă, nu mai absorb în câmpurile mele ideile altora, ca și cum ar fi ale mele. Resping toate energiile negative, blochez toate cuvintele urâte și tot ceea ce se emite spre mine. Spune, în schimb, blochez, spune și mi-arată ca și cum și-ar fi făcut o monedă mare, 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 mare. Înțelegi? Și vin acele cuvinte, energii se izbesc și am învârte acea monedă și în loc curge iubire înspre persoana respectivă, uh -huh. știi? Dar iubire în sensul de curățare, da? da de da. energie de curățare. Da. Nu în sensul de alimentare a entităților da, altora, da. da. Spune, vreau să-mi refac rădăcinile cu pământul, spune. Uh -huh. M-am dezrădăcinat și într-adevăr mă văd că face o, un petic de pământ sub picioare și efectiv îi cresc rădăcini uh -huh. din tăl. Și spune ține, ți spun, ține minte să te descarci așa, de reziduri întotdeauna să te gândești la imaginea asta. Uh -huh. Să te descarci de reziduri. Spune acum și aici curăț toată viața mea, spune. De orice impact negativ, de, de orice ce ar putea lovi pe mine, câmpurile mele, familia mea, intențiile mele, planurile mele, spune, acum și definitiv, spune, vreau să fac ceva, vreau să ies din, complet din acea groapă, spune, dar complet. Gata, Chris? Da. Hai să meargă să-și casa și trebuie curățată, trebuie să... să chemăm și pe Magdalena, nu? Da. Să-și cureți aici. Partea sublimină. Eu fac așa ele, curățam în două acum la Magdalena, da? Da. Aha. Ce ai văzut, ce ai făcut. Gata. Okay. Acum ne să-și să curețe. Începem și noi. Încă uh -huh. să ne-am umplut de crani. Da. Toate. Fă. Deci sunt entități mici, ajutor de lor. Da. Păi, eu simțeam presiune la cap. Eu la ochi, cred că nu știu, cred că m-am zgâriat. Păi acum scăt pe nașpa, am scăria contoare. Ah, ah tá. Și acum toată lumea pe canalul abundenței benefice, crezi? Gata. Ok. Are ceva de transmis partea subliminală, părții fizice? Să aibă curajul să-și exprime opinia, da? Mm -hmm. să aibă certitudinea că se poate vindeca, da? Mm -hmm. Să aibă certitudinea că poate să realizeze tot ce își dorește, numai să nu se mai lese umilită de nimeni. Mm -hmm. Spune că și faptul că tu stai în umilință asta înseamnă o rescriere a unui program, da? Mm -hmm. Atât. Ok. Lăsăm partea subliminală, îi mulțumim pentru... Călătoria pe care am făcut-o împreună, o lăsăm să alunece în corp. Corpul fizic. Să știi că toate părțile subliminale aveau acel. acea chestie desenată aici pe corp. Uh -huh. deci mai aia. Ce... Da, erau ținte, da, Ca și. Parțineau uh -huh. uh, pe cete, știi, demoniacă era. Uh -huh. Din programul. Da. Așa. S-a dus. Ne despărțim corpurile eterice. Ne curățăm. Tăiem legăturile. Am observat o chestie. Mm. Să știi că societățile astea evoluate, bine structurate, ieșuiază, da? Mm. Ceea ce își păstrează, vezi, cum să spun? Viața bucolică, la țară, în comunități, uh -huh. merge foarte bine înainte. Am uh -huh. vorbești de pe tera de societate. De lumi, în general. Ah, de lumi. Da. Uh -huh. Am înțeles. Adică lumile tehnologice, oricum, nu sunt lumii curate. Sunt lumii interferate. Nu poți să dai un. Există și tehnologie, de exemplu, Făcută din cristale, da? Ah, bine, nu, vorbesc, mă referam... Benefic, da. Nu, crezi, mă referam la astea care dezvoltă entitățile, mașini. Da. De asta mă referam. În okay. orice caz aveau culturi pe verticală. Da? Pe verticală, parcă și, deci, vedeam culturile așa, știi? Mm. Deci nu erau la picioarele noastre, erau așa. Pe... Sus, pe tavan și pe pereți, mm. cum ar veni, da? Mm -hmm. Acolo pe Pluto vorbești? Da, și erau niște tuburi, 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 știi? Mm. Cum al... mi-e semănau. poate erau știu eu... Da, cine știe ce... Păloare, să poate... Da, sau. instalații, chestii... Adică ave... vegetația cultivată lor nu avea legătură cu soarele, da? Da! Ok. Cris, te-ai curățat? Nu, că am vorbit. Hai, curăț. adun toți nanoroboții ne benefici. Din urechi, din nas, din ochi, mă mănâncă toate pe ele. Îi <sus> fagiem și iart. Ne despărțim părțile eterice. Trem toate cordoanele de legătură cu toată lumea. O etichetă mare la oșul la mine pe care scrie benefic cu litere de aur, protejat și în mijloc o inimă, iubire. Mm -hmm. Gata. Ok, Criste te pregătești să intri? Da. Te deconectezi de tot și toate. Da. Corpul tău își reprinde energia lui propria se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxat. Deschide ochii Cristina.